ziua. Bună ziua, așa, Elvira, să nu vorbesc mai tare. Sărbătoriți ziua de naștere astăzi. Aveți o cifră rotundă, foarte frumoasă. Însă noi am venit cu o surpriză și vrem să aflăm din partea cui. Dacă îl ghiciți... Cred că e din partea mea mică, așa, o soră. Așa? Mai este cineva acolo? Tăticul? Cumnatul? Așa? Și aveți lapii. Da. Emoții foarte frumoase. Acești trandafiri însoțiți cu torta vă aparțin dumneavoastră cu sincer la mulți ani din partea câtevor persoane, dragi. Însă nu o să spun mai concret din partea cui, nu înainte de a da citire mesajului. Însă o să rog frumos să mă ajutați. Așa. O să puneți undeva să ne fie comod. Da? Așa. Foarte atent o să vă rog acești trandafiri. Așa. Și o să dau citire, da, câteva cuvinte care vă sunt adresate pe dumneavoastră. În această zi frumoasă, noi, părinții, socrii și cumnatul, vrem să te felicităm cu această aniversare frumoasă de 25 de ani. Să fii o stea pe cerul minunat, să fii un soare adevărat. Să-ți fie scăldată inima în bucurie și numai zâmbete în viața ta să fie. Să nu știi ce e nefericirea și tristețea, să porți în tine doar mândrețe și să fii mereu fericită și de tot să fii iubită. La mulți ani, cu sănătate, doar noroc, să ai în toate. Mulțumim frumos! Și o să continui mai departe. Mai este un omagiat în această seară. Bunelul Vitali și bunicul Ala îl felicită pe scumpul nepoțel Laurențiu. Îi dorește multă sănătate, o copilărie fericită, mult noroc în viață și succese la școală. Iată, aici avem o carte, cred că o să înveți mai bine ușor, nu? Este foarte evident, da, că o să vă lași pe dumneavoastră, da, să le transmiteți. Da, mulțumesc frumos, într-adevăr a fost o surpriză foarte plăcută. Eu, la surpriză, permanent mă gândeam să fac cuiva, dar ca să-mi fac cineva mie, cred că nu m-am gândit niciodată. Mulțumesc frumos, într-adevăr îmi lăsiți foarte mult. Și o surpriză foarte plăcută. Da, că ați primit surpriza, înseamnă că ați meritat-o. Cei dragi vă iubesc, da, și trebuie să mă mândriți, da, să purtați această mândrie în inimă. La mulți ani și din partea echipei surpriză la ușa ta, să aveți așa zâmbet pe față și dacă să plângeți, da, să întâmplă... De bucurie! Da, de bucurie, la mulți ani! Mulțumesc frumos!